eu am venit cu scopul, în primul rând, să fac cunoștință cu dumneavoastră, să vă spun din partea președintelui Republicii Moldova că noi vă apreciem la un nivel foarte înalt, să vă mulțumim pentru ceea ce faceți și, de ce nu, să găsim și unele soluții pentru problemele cu care vă jucniți. Eu înțeleg că sunt probleme și în ceea ce sunt reparații, și obțin așa atunci mi-au spus și domnul Curbet și restul care au fost atunci la mine la ședință. Eu înțeleg că sunt întrebări și în ceea ce sunt de motivare. Ei sunt o problemă. Da. Salariul, da. Așa mai departe. E că întrebările astea vreau noi să le discutăm și să încercăm să găsim o soluție. Deci, încă o dată vă mulțumesc și voi fi la dispoziție. Mersi. De vestiare, merge vorba de sală, vara este foarte cald, perioada cât nu se încălzește, dar afară deja este rece, aici în sală este foarte rece. Băile și așa mai departe. Ne întâlnim cu problema chiar și a formei de repetiții. Deci nu avem toate cele necesare. Mai departe, cea mai mare problemă din punctul meu de vedere și a artiștilor, este insuficiența managerială pe care o avem la moment în ansamblu. Deci avem foarte puține concerte pe an. Merge vorba, dacă să vorbim de 2015, am susținut doar 25 de concerte. Mai ales, nu avem concerte peste hotarele țării, unde vă dați seama că am putea și noi câștiga un ban. Prima chestie este de reparații. Noi eu o să iau detaliile, o să vorbim și cu ministerul, vorbim cu guvernul, să vedem ce resurse putem să găsim. Dacă e vorba de alocarea resurselor la buget și prea mult durează, тогда, чтобы я нашел кого-то спонсора, чтобы хотя бы вот здесь сделали условия, вот то, что вы мне говорили, когда были презентуют. Да. Asta e prima. Doi. În ceea ce ține de remunerare. Eu am discutat deja cu conducătorul noastră. În principiu, eu sunt în căutarea unor sponsori separat de buget, care să aloce lunar o anumită sumă ca să aveți un supliment la salariu. Eu pot să vă spun doar că eu cred că în decurs de câteva săptămâni eu găsesc o soluție în sensul ăsta. Pentru că haideți așa, vă iau, sunt super ministerul și guvernul, vă iau undeva sub patronat, sub tutelă, dacă nu sunteți împotrivă. Eu asta o primesc, sunteți de acord, da? Da. Să aveți un supliment la salariu pentru ca să motivăm tinerii să rămână aici. Asta e doi. Și trei, în ceea ce ține de concertele în afara țării, domnul Popovici, haideți să luăm legătură cu colegii noștri prieteni din Federația Rusă. În special, eu cred că în țările unde avem deja un lep, pe noi ne țin minte acolo. Și haideți așa, ansamblu joc, îl știu toți. De ce? Eu o să iau legătură cu colegii mei prieteni din Federația Rusă, din alte țări, și aveți promisiunea mea că anul ăsta o să aveți un tur în afara țării. Lucrul ăsta îmi iau eu angajamentul și credeți-mă, o să găsim posibilitate și finanțare, și o să vă primească acolo cu drag și pentru dumneavoastră să fie interesant să mergeți să dați câteva concerte în afara țării în Federația Rusă. Sunteți de acord? Da.